Sunt două terenuri care sunt amplasate pe o parte și pe alta a drumului județean. Pe terenul pe care Chevron l-a concesionat de la primar, care a fost împroprietărit în mod ilegal, Chevron și-a instalat niște garduri de plasă de 2 metri înălțime, care au fost demolate, într-adevăr, ilegal, de către manifestanți pe 7 decembrie. Pe partea cealaltă, pe un teren proprietate privată, a fost amplasată o tabără de rezistență cu acordul proprietarului și, în mod abuziv, mai întâi, jandarmii au venit cu gardurile acelea pe care le cunoașteți. Pe proprietatea pe proprietate privată, deși nu aveau voie, înainte de instituirea stării de necesitate. Deci ei au fost încercuiți pe... Deci mai întâi au fost alungați, după care încercuiți, abuziv li s-au pus acele garduri. Da. S-a mai întâmplat o chestiune pe terenul proprietate privată. A fost instalată această tabără de rezistență, care era o remorcă improvizată și niște lucruri, și aceasta a fost demolată de jandarmerie pentru că nu respecta condițiile de sanitare. Tulburarea de proprietate este un articol în codul penal, iar jandarmii au acționat pe o proprietate privată fără niciun fel de drept. Deci, jandarmeria nu mai are acolo o activitate care e în sensul misiunii ei, adică apărarea liniștii și ordinii publice și garantarea liniștii cetățenilor dintr-o comunitate, ei s-au întors împotriva cetățenilor. Semnul simplu și cu mare forță de diagnostic, fiindcă acum acolo copiii din sat aruncă cu pietre după mașinile jandarmerilor. Deci asta e semnul că noi nu mai vorbim acum de jandarmerie care este acolo ca să apere cetățenii. Ei au fost diagnosticați de cetățeni, ei sunt acolo ca să apere altceva împotriva cetățenilor. Astăzi trebuie, din păcate, să rediscutăm toată situația asta în contextul mai larg al celor petrecute ieri, marți, adică în Parlament, când abuzurile prilejuite de Chevron și respectiv de Roșia Montană Gold Corporation au expandat și generează un cadru mult mai favorabil unei funcționări a statului întors împotriva cetățenilor. Statul care își consolidează o imunitate, nu intru în toate detaliile, dar din punctul meu de vedere, aceste situații sunt în relație directă. Avem două exemple concrete, două cazuri particulare, ceea ce se întâmplă la Pungești și Chevron în general în România, pentru că nu-i numai la Pungești, și ceea ce se întâmplă cu Roșia Montană Gold Corporation, lucruri care nu sunt decât semnalele unei dezvoltări la scară macro în România. Deci reacția noastră ar trebui să fie orientată și este deja orientată împotriva clasei politice care a inițiat aceste modificări ale codului penal care le permit să facă tot ceea ce nu intru în toate analizele, sunt deja la îndemâna tuturor. Există o acțiune depusă la Tribunalul Vaslui și care s-a judecat ieri și pentru care instanța se va pronunța azi împotriva stării de necesitate sau de siguranță națională deosebită pe care jandarmii au instituit-o acolo și care le permite practic să facă orice. O să vedem decizia Tribunalului Vaslui. Dincolo de asta, sunt câțiva avocați din zonă care apără pe cetățenii de acolo, pentru că au fost primite sute de amenzi și au fost deschise câteva zeci de dosare penale. Deci ei sunt, în momentul de față, sunt depășiți și marea lor majoritate lucrează pro bono. Ei, totodată, avocații din Vaslui apără, sunt câțiva avocați care apără consiliile locale ale comunelor care au dat în care au interzis explorarea și exploatarea gazelor de șist. Până acum Tribunalul Vaslui s-a pronunțat, după cunoștințele mele, în 11 dosare. Deci sunt decizii emise de consiliile locale ale comunelor care interzic explorarea și exploatarea gazelor de șist pe teritoriul lor. Toate aceste
hotărâri de Consiliul Local au fost atacate de către prefect. Există cel puțin 11 procese la Tribunalul Județean Vaslui, dintre care în 10 dintre ele prefectul a avut câștig de cauză și deci a anulat aceste hotărâri de Consiliul Local. În unul dintre ele, instanța a dat dreptate Consiliului Local, spunând că Consiliul Local are dreptul să interzică explorarea și exploatarea gazelor de șist atâta timp cât gazele de șist nu sunt incluse în legea petrolului. Toate aceste 11 procese, poate sunt mai multe, vor avea recursul la Curtea de Apel Iași. Fie indiferent cine a câștigat, cine a pierdut, partea adversă a făcut recurs și toate aceste procese se vor judeca la Curtea de Apel Iași. Chestiunea cu referendumul, teoretic, poate fi făcut o plângere penală împotriva prefectului, numai că știm cu toții termenul în care se soluționează aceste plângeri penale. Deci, practic, e ineficient să te aștepți ca peste 2 ani prefectul să fie o decizia procurorului de începerea unui penal împotriva prefectului. E inefectiv. Și la fel poate să fie o acțiune în instanță care să oblige prefectul să organizeze referendum, la fel, așa cum se mișcă instanțele, asta ar dura cam un an de zile până ca decizia să fie irrevocabilă.